Terenul a fost concesionat în urmă cu 10 ani firmei Nisco Invest, care intenționa să ridice aici centrul comercial Academia Center. Compania a și contractat un credit de 25 de milioane de euro, însă doar o mică parte din această sumă a fost investită. Firma constructoare a reușit doar să stabilizeze acest teren, pentru că în 2011 a intrat în faliment. Lucrările au costat 13 milioane de lei, sumă care blochează în prezent Consiliul Județean de a mai folosi această proprietate. Reprezentantul firmei, care a început construcția în urmă cu 9 ani, nu a dorit să facă niciun comentariu asupra situației actuale a terenului. Paradoxal, Consiliul Județean este proprietarul parcelei, însă fundația este pusă sub sechestru de către firma de recuperare a băncii creditoare. Soluții pentru valorificarea terenului ar fi, de exemplu, acesta ar putea fi concesionat chiar și gratuit unei alte firme, cu condiția achitării sumei datorate către firma de recuperare a creanțelor. Noi, ca și Consiliul Județean, pentru a relua acel teren, nu avem cum să motivăm oportunitatea eventuală a preierii acelui creanțe, a plătirii acelui beton băgat în pământ. Terenul se află în apropierea kilometrului zero al Clujului. Valoarea proprietății, potrivit specialiștilor în imobiliare, s-a ridicat la câteva milioane de euro. Dacă facem o calculație simplă prin prisma coeficienților actuale ai PUG-ului, vom avea de luat în calcul un randament de 50-60% pentru un eventual dezvoltator cu funcțiune mixtă sau cu funcțiune strict comercială, ar rezulta undeva un preț de 500-700 de euro pe metru pătrat de teren. În zonă s-ar putea construi un parking, un spital sau chiar cămine pentru studenți. Sincer, aș face ceva probabil de care se bucure mai ales studenții, pentru că aici, în zona lor, și cred că un spațiu de agrement, un spațiu cu verdeață. Foarte urât, neîngrijit. Și din spațiu, din trotuar, ia foarte mult, nu se poate circula. Cum se pare că un asemenea teren stă nefolosit în centrul Clujului? Adică e o rușine? Poate fi considerat o rușine? Da, în principiu da. Pentru că strică imaginea orașului. Se pare că situația nu se va debloca foarte curând. Consiliul Județean a solicitat de mai bine de 2 ani instanței anularea sechestrului pe fundația respectivă și recuperarea creanței din alte surse, însă până în prezent nu a fost luată nicio hotărâre.